Doi bărbați au fost răniți, iar altul este dispărut după ce două embarcațiuni s-au ciocnit pe brațul Sfântul Gheorghe. În cursul nopții trecute, în jurul orei 21, un echipaj smurt din cadrul detașamentului de pompieri Tulcea și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Tulcea au fost solicitați în localitatea Mahmudia pentru a acorda primul ajutor victimelor unui accident naval petrecut pe brațul Sfântul Gheorghe în dreptul kilometrului 55. La fața locului, echipajele medicale au găsit două victime implicate în accident, un bărbat de 46 de ani și altul de 32 de ani, cu diverse traumatisme, iar după acordarea primului ajutor au fost transportate la unitatea medicală de urgență din municipiul Tulcea. Întrucât aceștia au transmis prin apelul la 112 că în a doua embarcațiune s-a aflat doar conducătorul, care în urma impactului a dispărut, la fața locului au fost direcționate mai multe echipe de căutare din cadrul Autorității Navale Române, Căpitania Tulcea, Poliția de Frontieră, iar din cadrul ISU Tulcea o embarcațiune SAR cu 4 subofițeri. La căutările persoanei dispărute s-au alăturat mai mulți localnici cu embarcațiuni proprii. Misiunea pompierilor tulceni a fost întreruptă în jurul orei 3, aceasta fiind reluată în această dimineață cu o embarcațiune RIB și 3 subofițeri sub coordonarea personalului de la Poliția Transporturi. Conducătorul celei de-a doua embarcațiuni nu a fost găsit până la această oră, în ciuda eforturilor depuse de echipajele de salvare. Deocamdată nu s-a stabilit cum s-a produs accidentul.